În perioada 15-19 decembrie 2014 s-a desfășurat o acțiune tematică de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la prestatorii de servicii de estetică și igienă personală. Acțiunea tematică de control s-a desfășurat la un număr de 16 operatori economici cu puncte de lucru în orașele din județ. Nereguli s-au găsit însă la toți cei verificați, amenzile aplicate însumând 9.000 de lei. S-au constatat abateri la toți, motiv pentru care au fost sancționați cu amenzi contravenționale în cuantum de 9.000 lei și 14 avertismente. Odată cu sancțiunile, comisarii au dispus și măsuri de oprire temporară de la utilizarea în cadrul procedurilor a unui număr de 22 de recipiente cu produse cosmetice în valoare de 866 de lei. Abaterile constatate au fost din punct de vedere al informării consumatorilor privind serviciile prestate, precum și asigurarea conformității acestora. Abaterile care au fost constatate în timpul acțiunilor de verificare au vizat mai multe aspecte, în primul rând în ceea ce privește informarea consumatorilor care solicită executarea acestor servicii la un număr de 11 operatori economici dintre cei verificați, care nu informează asupra timpilor maximal de execuție a operațiunilor sau asupra garanției oferite acolo unde este cazul, ori a riscurilor previzibile. În ce privește respectarea prevederilor legale în cazul promoțiilor, la un operator economic s-a constatat că în cadrul salonului de întreținere corporală se comercializau diverse produse cosmetice, având două oferte speciale. La unul dintre operatorii economici s-a constatat că aceste promoții, deși ele erau declarate că se ofertează către participanții la aceste servicii, nu erau specificate nici perioadele, nici faptul că se poate limita doar la stocul de produse care există în unitatea respectivă, ceea ce contravine, bineînțeles, legislației. Deși noi de fiecare dată menționăm faptul că operatorii economici sunt obligați prin legislație să afișeze și placheta cu datele care informează despre datele instituției noastre, cu telefonul consumatorului la care orice persoană nemulțumită poate să sune, încă mai găsim pe piață unele unități unde această obligație nu este îndeplinită. Comisarii OPC recomandă consumatorilor care apelează la serviciile unui salon de înfrumusețare să verifice întâi dacă lista tarifelor este completă, detaliată, cu precizarea tarifului și a tuturor operațiunilor ce caracterizează serviciul.